Să ne apucăm de treabă într-un nou episod pe care voi îl vedeți în perioada asta dintre sărbători sau de sărbători. Nu avem parte de zăpadă la Craiova momentan și temperaturile încă țin cu noi, sunt la limita suportabilității, un pic peste zero, dar avem parte de ceva vânt astăzi. Evident, și de o mașină interesantă. Am mai filmat exemplare din astea și mulțumim proprietarului care a bătut drumul până aici cu mașina din spate ca să vedem ce e de ea. Însă despre Suzuki putem să spunem doar că a devenit mașina națională a Ungariei. Un fel de copil adoptat. Adoptat de o țară care nu are prea multă tradiție cu lumea auto. Dar o țară care astăzi are fabricile celor trei mari producători europeni. Păcat că s-a oprit aceștia la granița cu noi și n-au trecut-o. Pentru că cred că am fi reușit să facem și noi măcar un Audi A3. Mă rog. Însă Suzuki-urile nu sunt niște mașini frumoase, nu sunt niște mașini care te atrag vizual, care atunci când apar în parcare sau când o vezi pe stradă să-ți sară așa în privire și să-ți rețină cumva atenția, bă, ce mașină, cu ce impact vizual. Nu, Suzuki-urile sunt mașinile practice, mașinile funcționale, făcute ale unui, de acest producător care de-a lungul timpului a făcut foarte multe mașini în nișă. Niște 4x4 de adevăratele, cu bune capacități în teren și cu prețuri bune. Pentru că te aștepți că la un producător din asta de început, de gamă, de listă, de cum să-i spunem, să nu aibă niște prețuri mari și salturile între generații să fie tehnologice și ca dotări și ca performanțe, nu și ca preț. Nu știu cât mai costă un Suzuki ca ăsta astăzi, însă pot să vă spun că proprietarul i-a făcut ultima revizie la reprezentanță, cu plăcuțe de frână, și a costat 1200 de lei. O mașină întreținută, care vine cu niște anvelope ale unui producător bun. Sunt Yokohama de iarnă, pentru că suntem iarna. Dar nu văd dacă scrie pe ele undeva. Ah, sunt făcute în Filipine. Nu știu însă cum se vor prezenta pe carosabilul de astăzi, dar e soare, s-a uscat pe jos, nu cred că mai găsim mâzgă pe undeva. Bă, asta sună diferit față de spate. Interesant. Ce am observat la un alt exemplar de genul din, nu știu dacă era modelul ăsta sau celălalt, este faptul că ușa asta avea o problemă. Stânga spate nu stătea deschisă. Văd că la mașina de astăzi stă deschisă. Magyar Suzuki Corporation. Evident, nu avem un interior bombă cu materiale top. Și avem și un scaun care se mișcă un pic. Efectul România. Mașina asta are vreo 60.000 de kilometri. Da. Și scaunul de la șofer se mișcă. Chedere destul de subțiri și
ușile nu vor acoperi pragul. Ceea ce înseamnă că în anotimpul rece sau atunci când plouă, te vei murdări un pic pe haine dacă nu te urci atent. În rest însă, la interior e tehnologizată, să zicem, și accesorizată și arată a mașină, chiar dacă nu are cele mai top materiale, să zicem, sau cele mai... Dar bineînțeles, aici le vei curăța destul de ușor. Plasticul ăsta nu cere prea multe mentenanță, să zicem, doar o cârpă udă. Dacă mai vrei să aplici ceva soluții, tratamente și chestii din astea, e doar problema ta. Evident, capotă fără amortizor, ci cu tija. Unul 4 booster jet, distribuție pe lanț, turbină, 4 pistoane, lucruri simple. Transmisie manuală. Nu avem o soluție tehnică impresionantă, dar eu o inspectez vizual, așa, și nu pot să văd care avea pe undeva vreo eventuală pierdere, eventuală scurgere sau urme de ceva ce n-ar trebui să fie pe aici. Și, vedeți, spre deosebire de modele Toyota, aici avem niște coliere cu clește. Ca să le acționezi pe astea, ai nevoie de un clește dedicat. Aici însă, la emisia de aer, avem un colier cu șurub. Cele care necesită scule dedicate vor fi un pic mai sensibile. Bine, și cu un clește obișnuit se vor putea acționa, dar există acei clești special pentru coliere. În rest, soluția clasică și funcțională. Sistemul 4x4 al producătorului. Pare că nu avem unde să-l testăm și nu ne vom nămoli astăzi ca să vedem ce poate această mașină în off-road sau ce nu poate. O să ne plimbăm cu ea pur și simplu pe traseul nostru, pentru că cât de ok le-a făcut Suzuki în trecut și pe astea, mașina asta are o mare, mare problemă. Bara asta lungă și ușor coborâtă, ca întreaga gardă la sol a mașinii, vor face un pic dificil de folosit în teren. Știți că am mai discutat lucrurile astea și părerile sunt împărțite. Dom'le, o mașină de off-road, ai nevoie de un sistem 4x4 adevărat. Eu rămân la ideea mea că pentru un off-road ai nevoie de o gardă la sol și de un sistem 4x4 adevărat atunci când te vei duce în nămol, în zăpadă, în lucruri extreme. Dar cu o gardă la sol sănătoasă, treci și cu tracțiune pe doar două roți, peste lucruri, peste situații unde o mașină joasă, chiar cu 4x4, are nevoie de mici sacrificii și o vei hârșcăi, o vei atinge pe dedesubt. Mă rog. Să ne urcăm puțin totuși în spate. După care facem rost de un cameraman și plecăm la plimbare. Evident, poziție de condus ușor înaltă. Nu, scaunul nu-ți coboară atât de mult cât ai avea nevoie sau cât de mult ți-ai dori. Dacă mă întrebați pe mine de ce prefer chestia asta, de ce prefer o poziție de condus joasă, este că odată te simți mai sigur la volan, te simți mai sigur în mașină, iar în cazul unui eveniment nefericit, cu cât stai mai jos, cu atât aruncatul tău spre volan îți va permite centura de siguranță, va fi mai, nu știu cum să vă zic, airbag-ul va acoperi o suprafață mai mare din corpul tău, tu fiind mai jos. În momentul în care vei sta sus, ai foarte mari șanse să te arunce peste airbag. Mă rog, de asemenea, unghiul pe care ți-l va face gâtul în momentul ăla, practic vei avea o distanță mai scurtă față de airbag, dacă poziția ta
cu întreg corpul e mai joasă decât o poziție cocoțată. Mă rog, detalii. Cam asta e reglajul pentru mine. O mașină plăcută așa, dar personal nu mă dau un vânt după genul ăsta de crossovere. Sunt utile pentru doamne, domnițe, deplasări, oraș, pe lângă oraș, însă nu excelează. Dacă o duci undeva dincolo de limitele de viteză sau dacă o duci în regim de autostradă și chestii de genul ăsta. În spate e loc, cred că e o sticlă sub scaunul de la șofer, dar este loc cât pentru o mașină din clasa ei. Nu e claustrofobă, dar nu este nici foarte, foarte luminoasă. Deși avem geam și pe ultimul montant. Mă rog, cei care aveți mașini din astea și transportați copii cu ele, să-mi spuneți cum se comportă juniorii în spate. Pentru că copiii chiar sunt un bun filtru și un bun, cum să-i zicem, barem pentru calitatea de confort și gradul de confort al unei mașini. Pentru că ați văzut, cei mici de multe ori vomită în timpul călătorilor, le este rău, nu se simt ok și așa mai departe. Bineînțeles, în funcție de mașini, dar și de stilul de condus. Hai să ne punem în mișcare, să vedem ce zice Suzuki-ul ăsta pe traseul nostru. Să ne bucurăm puțin de soarele ăsta de azi. Și dăm înainte! Așa arată bordul acestei mașini, cu un instrumentar foarte aparte, să zicem. Evident, acest mod de operare e foarte în contrast cu tehnologia din ecranul respectiv și cu multitudinea de opțiuni pe care el ți le arată. Să-i dăm un reset la consum. Ah. Și sistemul de Suzuki. Am resetat tripul. Sistemul de climatizare care cuplează și decuplează compresorul e în continuare prezent. Bun, să-l mascăm. Așa. Dăm camera domnului care ne asistă astăzi. Îi mulțumim pentru prezență. Avem 4 grade afară, deși e soare, nu este deloc cald. Climatizarea o lăsăm pe 22-21 chiar, în mod auto și cu aerul condiționat oprit. Dar văd că ne ventilează prea tare, așa că o să dăm mai încet. Moduri de condus, sistemul 4x4, frâna de mână mecanică, ceea ce e o chestie utilă și din ce în ce mai indisponibilă pe mașinile din prezent. Chiar sunt curios de prestanța anvelopelor Yokohama, pentru că la fel ca și Bridgestone și ca și Toyo, mi se par niște anvelope cu un preț, evident, nu știu, cu un preț mic, dar mi se par niște anvelope care chiar oferă calitate la un preț ceva mai bun decât super premiumurile europene. Patru cilindri ăștia cu turbo trag liniar și împing mașina ușor. Vedem, nu e nicio mașină grea, nu e o mașină cu kilograme multe. Și evident, sunetul de 4 cilindri nu e deranjant și nu ai vibrații, chiar nu ai vibrații deloc. Oricum e un model de crossover destul de răspândit, pe care românii, să zicem, că îl cumpără și nu îl cumpără, dar europenii chiar îl cumpără. Pentru că
că este cea mai avantajoasă mașină nouă de dimensiunile de genul ăsta. Cu siguranță, cu sisteme moderne, cu... Într-adevăr, se văd multe lucruri simple și de bază la ea. Și plasticul e omniprezent. Dar, din nou, la nivelul ăsta de preț, nu prea ai ce să... Ce pretenții să ai? Line assist, chestii din astea pe aici care îți vibrează în brațe. Mânerea e un pic cam tare așa, dar destul de precisă. Nu-ți dă senzația că se va băga vreodată, că va cupla, vei cupla o altă viteză. Să o vedem așa și pe viraje. Un pic totuși un reglaj de stradă la ea. Nu e... Și se și vede pe arhitectură, pe modul în care e construit, că roțile nu au niște pasaje uriașe în care să flexeze enorm. Nu să zici, domne, voi escalada munții cu ea cu viteză maximă. Pentru asta există Jimny. Și mă bucur că Jimny, Suzuki reușește în continuare să fabrice Jimny. Și ziceau că în 2025 ar veni cu o variantă full electrică, ceea ce iar ar fi impresionantă. Acum, tendința acestor ultimii ani, ultimilor 10 ani, este să se vândă și să se cumpere foarte multe crossovere de genul ăsta de la majoritatea producătorilor. El este ok ca imagine, ca feedback, ca cum vrei să spui. Însă tuturor acestor mașini le lipsește un lucru și vom duce dorul berlinelor. Capacitatea de încărcare. Portbagajul acestor mașini nu este mare. La niciunii este cel mult mic spre mediu. Mă rog, probabil că se vor fabrica break-urile în continuare și eliminându-se berlinele, iar aceste mini crossovere sau crossovere să le ia locul berlinelor în timp. Personal e un lucru care nu-mi place, dar ce putem face noi? Dacă ascultăm vocile din online și din presă, ne spun, domne, asta este cererea clienților. Părerea mea e că nu e așa și că producătorii au găsit o metodă să facă niște mașini care îi costă mai puțin. Pentru că majoritatea acestor crossovere sunt doar niște mașini de clasă mică și cel mult compactă, înălțate. Pe când berlinele sunt în alt segment, adică în clasa medie, segmentul D, automat platforme mai mari. Și exact ce vă spuneam, e o mașină foarte bine reglată. Sau dăm în sport. Hai, nu se mișcă deloc rău. Avem o raritate în față. Un domn de la Brașov care are un 525i. Un E60 pe benzină. Cred că sunt 10 în România. Iar celelalte sunt toate pe motorină. Așa, la interior ai vizibilitate bună. Unghiul ăsta al parbrizului îți dă așa un pic o senzație că mergi cu o mașină altfel făcută. Dar oglinzile, poziționarea oglinzilor nu e chiar cea mai potrivită. Deci au un mic braț și sunt un pic depărtate de ușă, puteau fi date câțiva centimetri mai în spate, mai ales cea din dreapta, pentru că acolo ai un pic de unghi mort. O să facem traseul altfel astăzi, să ne plimbăm puțin mai mult. Vom merge pe aici în față și ne vom întoarce. Uite cineva și-a luat Sandero din Franța. Ia uite Jimny. Și ne vom întoarce pe invers, pentru că vreau să merg cu mașina asta puțin mai mult într-o zonă deschisă. Pentru că pe viraje pe aici m-am convins de ea ce poate, ce nu poate. Vreau să o văd la viteză de drumuri naționale, în regim de zonă deschisă, pentru că și bate puțin vântul. Așa,
scaunul e ok, dar nu ai cea mai bună poziție la volan. Ești un pic în sus și ești un pic strâns. Ce-i drept, poți să-l dai mai în spate, dar fiindcă e o mașină manuală, s-ar putea să te... Cam asta e limita la care l-aș putea da în spate, ca să pot acționa ambreiajul cum trebuie. Varianta automată permite să jonglez mai mult cu scaunul pe înainte, înapoi. Un compromis. Dacă nu ai nevoie de foarte mult spațiu și de capacitate de transport, adică clar, cu o mașină ca asta nu poți pleca 4 adulți într-un concediu decât dacă iei foarte puține lucruri cu tine sau le trimiți cu altceva. Frâne foarte bune. Foarte bune chiar. Am uitat pentru care am capace pe roți sau nu are, mi se pare, are jante de tablă, dar garantat are discuri de frână și pe spate. Nu știu ce se întâmplă în zilele astea de decembrie pe aici, prin localitățile astea doljene, nimeni nu mai taie porcul. Dar chiar nimeni. Asta înseamnă că deși e 20 de lei kilogramul în viu, mai oamenii bani. Sau nu mai sunt oameni pe aici. Toată lumea face sărbătorile în alte părți. Am traversat deja 3 localități și o să travers tot felul. Nu, 2, mai urmează una. Și o să mai facem și cealaltă parte de Bucovăț la întoarcere. Nu am văzut efectiv pe nimeni tăind porcul. Nu e bine. Ne hibridizăm. Domnul cu Volkswagen-ul, de ce mergeți așa încet? Probleme? Are o doamnă. Nici nu mă vede, nici nu mă aude. De duminică, iar localitățile astea sunt la câțiva kilometri de Craiova, nu sunt undeva în niște locuri din astea izolate. Ceva ani în urmă era plin de viață și de agitație pe aici, mai ales în perioada asta. Poate n-au venit românii acasă încă, poate, nu știu, dar totuși azi este 16 decembrie. Suzuki ăsta se potrivește cu drumurile astea de România. Felul cum ai vizibilitate din ea și felul cum rulează, zici că ar trebui, că a fost proiectată pentru România, nu pentru Europa. Cred că punctul ei foarte e trenul de rulare, care e foarte bun compromis, care îți permite să abordezi și niște viraje fără să ai ruliu și tangaj și să poți merge și pe drumul din astea mai cu valuri într-un confort acceptabil. Uite aici încă un român și-a luat BMW. Adică cred că l-a vândut BMW și și-a luat Tesla. Dar asistența asta la schimbarea benzilor sau cum dracu se numește, line departure, este e enervant, și
Mă bucur că nu o am pe niciuna dintre mașinile mele, pentru că dacă aș avea-o, aș coda-o să fie oprită tot timpul. Nu am nevoie de așa ceva. Cred că totuși anvelopele astea sunt un pic cam tari, umflate. Să urmezi o bucățică de drum care e cea mai proastă din traseul ăsta, mai lung puțin, unde o să o vedem dacă chiar va, unde mașinile percep dâmburile astea și valurile astea ale asfaltului și unde te poți convinge de trenul de rulare al oricărei mașini, că pe drept toate merg bine. Păi, într-adevăr, nimeni nu taie porc duminica la ora 2. Poți tăi ciuburnă. Serios? Da. A, e bine atunci. De obicei se tăiau la vedere, așa, știi? Oricum am văzut că nenea Marcel ne-a promis că nu ne lasă fără porc niciodată. O 100 pe oră în regim de drum național și avem un pic de zgomot de vânt pe la uși. Dar e doar zgomot, mașina izolează foarte bine termic. Nu ai senzația de frig și de rece. Cred că e un zgomot combinat, dat de oglin sau de forma triplelor, că e un fel de fluierat ușor, dar nu este și disconfort termic. Acum, genul ăsta de mașină cu caroseria așa pătrățoasă, stil cutie, clar va face zgomote la viteză. Dar nu sunt să te scoată din mașină. Și de apreciat din nou trenul de rulare care pe bucata asta de carosabil chiar filtrează cum trebuie. Și nu dă senzația să te arunce de pe șosea sau să amplifice dâmburile. Facem și o frânare în rampa asta de la 100 pe oră la 0. Bravo Suzuki și bravo Yokohama. Chiar am frânat târziu crezând că va opri aproape de intersecție, dar a oprit cu 10 metri înainte de intersecție. Aici cineva n-a strâns baloții să-l cheme pe căruțașul șef adjunct, că mai are de lucru puțin. Oho, dar stai că luăm viteză cu mașina asta. Curând am mers pe aici cu o mașină care domnul Robert a zis, el a condus mai mult. A zis, domnule, mașina nu trage, nu poți să-i găsești traiectoria. Adică oricum ai pune volanul, va trage ori stânga, ori dreapta. Nu faceți așa ceva, dar Suzuki-ul ăsta ține traiectorie. Adică nu luați mâinile de pe volan. Ceva de genul ăsta. Citește semne de circulație, bă, chestii, dotări, bravo, bă. Deși aici avem o limită de 70, ia să vedem. O face după navigație sau după ce știe ea? O face după navigație, da. Că s-a, bă, nu, a trecut pe 70, bă, bravo. Are tot original pe suspensie, pe tot doar plăcut ce schimbă. Și doar față. Bă?
depășim cu a șasea și avem putere. Ne-am dus mult peste ce trebuie și o să ne lase episodul scurt. Așa că trebuie să mergem mai încet. Dar nu, nu simte viteza, așa e. E plăcută, e o mașină plăcută. Mă uit pe câmpul ăsta pe aici unde se pare că anul viitor vom avea o recoltă bună de grâu. Zonele astea mai apar căprioare câteodată. Și de multe ori am văzut în perioada asta anului. Bine, ce-i drept la alte ore, nu la orele de prânz, dimineața sau seara. Grupuri așa de câte 5-6 chiar. Acum, le-am văzut în alți ani, anul ăsta nu. Probabil s-a pierdut un loc cu bordurile. Chiar foarte plăcută de mers așa. Și dă un sentiment așa de mașină țapănă, chiar dacă ești nu-ți sare în ochi, în evidență, așa, prin calitatea plasticului, prin niște chestii, dar, de exemplu, instrumentele de bord sunt foarte bine definite. Le vezi din orice unde, vezi de la distanță, înțelegi clar ce ți arată fiecare, temperatură, apă, nivel combustibil, turometru, cu zonă roșie, vitezometru. Să trecem totuși înapoi de la sport, să ne dăm pe normal, nu pe snow. Auto. Așa. Destul de scurt etajată cutia de viteze la 100, pe oră avem peste 2000 de ture, 2300-400, așa. Asta-i dă reprizele astea de... Dar te ajută ca în regim de autostradă să folosești numai dreapta 6. Adică chiar dacă vei reduce la viteza camioanelor de la 130 la 90, vei putea să accelerezi cum accelerezi eu acum, de la 90 cu a 6-a și mașina ia viteză, deja a luat 100. Adică nu, ceea ce la o benzină te-ai aștepta să-ți ceară o inferioară. Da, cei 4 cilindri fac diferența, cel de-al patrulea cilindru. Că vorbeam și în alte episoade despre motoarele noi în 3 cilindri care sunt răspândite la foarte mulți producători. Când vor avea ceva kilometri, ceva ani, dacă vei avea o fișă, o bujie care nu va lucra pe cilindru 3 sau pe cilindru 2, mașina te vei putea deplasa cu ea în 2 cilindri? Va merge oare? Pentru că una din asta în 4 cilindri va merge sigur. Nu va avea puterea celor 4, dar va merge. Cu întrerupere necesare, cu disconfortul necesar, dar va merge. E de încercat o chestie asta. Cei care aveți motoare în 3 cilindri, scoateți-le o fișă, o bobină, că fișe nu mai au de mult. Și vedeți dacă puteți să vă deplasați cu ea. E un experiment de făcut. Îmi pare rău că nu am acces la una, chiar aș face. Să văd 2 cilindri și pe gaz. Până la urmă, într-un cilindru și devine brichetă. Sau butelie. Ia să o vedem și pe coborâre, să o lăsăm într-una dintre trepte. Pentru că 4 cilindri s-ar putea să avem frână de motor destul de ok. Și începe coborârea la 60 și ceva pe oră cu treapta a treia de viteză și pierdem viteză. Nu ținem o viteză constantă, am început să o pierdem. Ia să vedem, am ajuns la 60. Vedem ce se întâmplă pe cursul coborârii. 65, 70, luăm viteză, da, într-adevăr.
se putea și mai bine, dar nu e deloc rău. Ia să vedem pe restul coborării. Rămâne mașina într-a treia. Ia uite, bă, Supernova. Bă. Na, în plaja asta de turație și de viteză chiar îl pierdem viteza. Acum am scăzut de la 50 spre 40 fără să frânăm, fără să facem nimic. Probabil că peste 2000 și ceva de ture e turbina și o mai eliberează un pic, mai gazele le și scoate mai ușor. Dar e un motor foarte bun ăsta, părerea mea. Aici deja trebuie să frânăm pentru că este strâns virajul și se mai și strânge drumul, că n-a mai fost asfalt. Sunt curios însă că dacă printre voi sunt oameni care știu sau dacă putem găsi pe informația pe internetul ăsta care ne înconjoară, care este salariul maghiarilor care lucrează în fabricile Suzuki sau în fabrica Suzuki. Eu mi se pare că nu sunt două, sunt doar una. Raportat la salariile românilor care lucrează în industria auto la noi. Dacă fi avut poziția de condus și scaunele o idee mai mari și mai moi, chiar era un foarte bun compromis de crossover. Dar pe total nu e o mașină rea deloc. Mai ales la prețul care l-a avut în 2019 când a fost cumpărat. Acum nu știu cât sunt prețurile, că nu am răscolit sau să răscolesc site-urile de vânzări. Să ce pot să vă spun că diminuarea programului RAB, la care am auzit-o toți prin presă, va afecta mult vânzările de mașini noi. Și nu putem să ne înlocuim sau să ne înnoim parcul auto decât cu subvenții, cu ajutoare din ăsta de la stat, cu program bancar, cu dobânzi mai bune, pentru că asta e realitatea. O mașină nouă pentru salariile din România e un efort mare și automat trebuie să apelezi la credite, la împrumuturi și la eventualele ajutoare din ăsta de gen programul RABLA. Da, ce să facem? O ducem înainte așa cum putem. Noi într-un alt sondaj suntem pe locul 2, top fericire ca nații din Europa, ceea ce e probabil că top 2 invers, da. Așa am înțeles și eu, că suntem pe locul 2 de sus în jos. Nu-mi dau seama pe ce criterii au măsurat fericirea asta. Probabil pe prețurile de la combustibil, care vor mai crește de la 1 ianuarie, pentru că am asistat acum zilele astea la o ușoară ieftinire, dar de la 1 ianuarie se schimbă acciza și automat vom avea un preț mai mare. Probabil că le-au dat un pic în jos, ca de la ianuarie să nu zicem, domne, cu cât ne-au scumpit-o. Să-i vor întoarce la prețurile de mai înainte cu acciza asta modificată. Asta, n-avem ce să facem, ne descurcăm cu ce avem. Vorba aia, suntem prea săraci să cumpărăm lucruri ieftine. Chiar aștept ca Suzuki să scoată Jimny-ul electric. Și sunt curios ce soluție de baterii
vor adopta și unde le vor poziționa, pentru că ar putea să le integreze în șasiu, pentru că Jimny este o mașină în continuare pe șasiu, ceea ce ar fi impresionant. Pe undeva pe aici. Hai bă, prietene, că ai prioritate din moment ce vii din parc cu mașina. Așa e la Craiova, mai ales de sărbători. Bun. Să ne pozăm aici, din partea aia. Dar să nu uităm de cifrele din bord. Ia să vedem ce am făcut cu Suzuki-ul nostru astăzi. O, 7,2. Cam multicel, mă așteptam să avem totuși o cifră un pic mai mică. Da, 4 cilindri, fără niciun sistem de hibridizare sau de intervenție asupra lor. S-ar putea ca într-un regim de încărcare și încă două persoane la bord și un mers mai tare ceva, să se întoarcă, să se apară cifra cu care mașina a venit, a venit pe autostradă de la București și pe drumul expres. Ce să zic? Nu e o mașină rea, dar benzina are limitele ei cumva. Dar în rest, e o mașină care face bani. Dați-vă un like clipului, un clopoțel tot clipului, nu, canalului, ca să fiți la curent cu tot ce postăm. Un abonează-te dacă n-ați făcut-o până acum, e momentul. Aruncați un ochi pe pagina de Facebook unde repostăm clipuri mai vechi folosind Facebook ca o soluție de backup. Puteți veni în continuare la Târgul de Crăciun de la Craiova, care este atracția României în sezonul ăsta. Și ne vedem cu bine în noi și noi episoade. Bye, bye!